Copiii din municipiul Hunedoara se vor putea juca în voie, peste doar câteva luni, într-un nou loc de joacă special creat pentru ei. Pe strada Trandafirilor va fi amenajat un astfel de spațiu în aer liber, acolo unde și părinții vor putea petrece timpul liber împreună cu micuții lor. Lucrările pentru realizarea locului de joacă vor consta în amenajarea unei suprafețe, pe care se vor planta arbori și arbuști, se vor amenaja alei, se vor monta jocuri specifice locurilor de joacă în aer liber și bănci. Zona destinată locului de joacă se vor monta complexe de joacă ce cuprind platforme și scară cu diferite înălțimi pentru urcat, coborât, topogan pentru alunecare, turn de observație pentru supraveghere, leagăne și rotative. Totodată, în zona verde se va planta material dendrofloricol. Suprafața terenului ce se amenajează este de 314,89 de metri pătrați și va fi împrejmuit cu gard din plasă. Vor fi amenajate și alei, va fi amplasat gazon, iar părinții își vor putea supraveghea liniștiți odraslele de pe băncile care vor exista aici. Valoarea acestui proiect este de aproximativ 100.000 de lei, sumă ce va fi alocată din bugetul local.